Elevii Colegiului Andrei Șaguna vor avea de săptămâna viitoare o sală de curs învăluită în istorie. Proiectul are o încărcătură emoțională și o valoare istorică atât pentru profesorii cât și pentru elevii acestei școli. Este un proiect care rememorează, sub un aspect grafic deosebit, contribuția șagunistă la realizarea actului Marii Uniri. Rememorează, spun, contribuția personalităților șaguniște la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Inaugurarea sălii va fi pe data de 29 noiembrie, cu prilejul Zilei Colegiului, când invitați de seamă vor fi alături de actualii șaguniști. Vicepreședintele Academiei Române, Alexandru Surdu, și Alexandru Vlad Ciurea, membru al Academiei de Științe Medicale, vor fi prezenți pentru a sărbători Zilele Colegiului.